Mă bucur să vă salut și în această nouă ediție Taine din Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneață și vă mulțumesc că ne urmăriți pe Speranța TV, pe rețelele sociale, Facebook sau YouTube, sau ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe oricare dintre platformele de podcast. Este cu adevărat o onoare că sunteți în contact permanent cu noi, mai ales că alegeți să ne scrieți de fiecare dată când urmăriți ceea ce se întâmplă aici la Taine din Scripturi. Iar pentru acest episod am ales să dau glas mesajului primit din partea doamnei Ioana Ștefan pe WhatsApp la 0751 400 300. Dumnezeu ne scrie așa: fiți binecuvântați din plin pentru toate edițiile Taine din Scripturi, pentru că ne ajutați să învățăm Biblia și să ne hrănim sufletul. Este o onoare, așa cum spuneam, că ne scrieți toate simțămintele dumneavoastră și mai ales faptul că vă putem fi de folos în a descoperi cu adevărat adevărurile pe care le găsim scrise în Sfânta Scriptură. Acest episod Taine din Scripturi, cât și cel viitor, va fi o ediție specială în care vom răspunde întrebărilor venite din partea dumneavoastră. Iar pentru acest demers voi fi ajutat de către un invitat special și drag sufletului meu. Este vorba despre pastorul Lucian Cristescu. Îmi pare bine și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fim împreună în ediția aceasta și să putem să deschidem cuvântul și să oferim explicațiile potrivite cu ceea ce Dumnezeu dorește de fapt să transmitem celor din jurul nostru. Suntem împreună cu Dumnezeu. Ar trebui să vă reamintesc dumneavoastră, celor care ne urmăriți, faptul că ne puteți scrie la 0751 400 300 pe numărul nostru de WhatsApp sau prin SMS cu tarif normal. De asemenea, dacă ne urmăriți pe rețelele sociale, să ne scrieți comentarii publice sau în privat, pe YouTube, pe Facebook. Nu uitați să ne scrieți și motivele pentru care ați dori să ne rugăm aici în cadrul emisiunii Taine din Scripturi. Distribuiți emisiunea noastră, veți face un bine prietenilor dumneavoastră. De asemenea, doresc să vă mai spun un lucru, și anume faptul că emisiunea noastră este una înregistrată. Din păcate, nu vom putea prelua în timp real întrebările dumneavoastră, dar în emisiunile viitoare, cu siguranță, vom răspunde acestora. Așadar, vă reamintesc, alături de mine în această ediție specială Taine din Scripturi este pastorul Lucian Cristescu. Domnule pastor, începem deja dezbaterea noastră de la o întrebare pe care am primit-o de la doamna Camelia. Același număr de telefon, 0751 400 300, mail a folosit și ne-a întrebat așa: conform Bibliei, poate fi mântuită o persoană care nu s-a botezat prin scufundare la maturitate? Întrebarea ridicată vine cu două nedumeriri. Prima, dacă este necesar botezul în sine. Deci eu n-am fost botezat, am fost orice. Părinții mei se spune că au fost agnostici, n-au hulit pe Dumnezeu, dar nici n-au fost bisericoși și nu m-au botezat la niciun fel de preot sau biserică. Iar eu mă întreb dacă pot să fiu botezat sau nu. Desigur, dacă înțelegem care este sensul botezului și ce rol poartă el, atunci răspunsul este simplu. Botezul nu este un sacrament, un act mistic prin care eu deodată sunt eliberat de niște umbre ale păcatului adamic, se numește păcatul original, și deodată primesc așa un flux de înnoire și un caracter nou și sunt în beatitudine. Botezul este, cum spune Apostolul Petru în 2 Petru capitolul 3, mărturia unui, 1 Petru, mărturia unui cuget curat. Adică, odată ce am hotărât, eu declar public, înaintea lui Dumnezeu, înaintea curților îngerești și înaintea oamenilor, că eu aparțin lui Hristos pe viață și pe moarte. Faptul că botezul apare ca o manifestare e necesară, pentru că noi suntem material și ceea ce este în inima noastră exprimăm în afară. Dacă, de exemplu, îți iubești soția, îți exprimi iubirea într-un fel, și sunt multe feluri, sau într-alt fel. Fie aduci o floare, fie o săruți, e nevoie de manifestări materiale. Păi altfel n-am ști ce e înăuntrul nostru. Iar ocazia de a mărturisi public că ești al lui Hristos e un privilegiu. În același timp, sunt situații, sunt pe front, și n-am timp să mă botez, nu piuie gloanțele în jurul meu, atunci îl caut pe Dumnezeu, atunci vreau să fiu al lui Dumnezeu, mă lovește un glonte și am murit. Pot fi mântuit? Răspunsul se află în capitolul 23 din Luca, unde ni se prezintă istoria tâlharului de pe cruce, care nu s-a botezat și Mântuitorul i-a spus foarte clar lui:
vei fi cu mine în paradis. Cu toate acestea, dacă ai posibilitatea să te botezi, cunoști adevărul și nu o faci la o vârstă potrivită, s-ar putea să fie altfel? Și să ai tot timpul necesar la dispoziție? Situația este clară atunci când te împiedică ceva din lăuntru ca să-l faci, ca să te botezi, însemnează nepredare de plină, rușine, jenă, ocrotire față de, știu eu, opinia publică care e grabnică în a te eticheta și așa mai departe. Și atunci, cei fricoși, spune Scriptura în Apocalipsa, capitolul, ultimele capitole, nu intră în cer. Dar mai există un caz. Eu, de exemplu, și aici intrăm într-un capitol special, se numește Botezul Pruncilor. Eu am fost botezat, părinții mei au fost credincioși, catolici sau ortodox sau orice, sau luteran, și sunt botezat. Citind Scriptura, aflu că... Sunt botezat în prunc fiind. Prunc fiind. Și citind Scriptura, aflu că modelul biblic este... descris printr-un cuplu, Marcu 16 cu 16, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, va fi osândit. Deci este foarte clar că credința trebuie să preceadă actul botezului. Este ceva care se petrece în lăuntrul meu și se exprimă doar în afară prin botez. Ideea botezării pruncilor este o lecție de dogmatică prin secolul IV ca să găsească un temei teologic pentru botezul pruncilor care a început să se realizeze începând din secolul II-III. Și în secolul IV Augustin a găsit un text greșit tradus din Romani. Chiar aș vrea să citesc textul, se află din Romani 5 cu 12. Care spune, dacă l-ai găsit, poate că îl citești integral, ca să vezi cum scrie în original și cum l-a avut greșit tradus Augustin în versiunea lui latină. Roman 5 cu 12, spuneți dumneavoastră. Unde se vorbește despre Adam, păcatul lui. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. E, din pricină. În versiunea lui latină, cuvântul din pricină, printr-un traducător neatent, el a citit, în el, în Adam, toți au păcătuit. Prin această înlocuire scurtă, el, Augustin, a înțeles că toți cât ne naștem noi, suntem părtași în el, toți au păcătuit, în loc de din pricină că toți. Ei bine, și atunci a spus, dacă Adam a păcătuit, noi suntem toți părtași, că în el, în sămânța lui, noi toți eram acolo și am contribuit la păcat. Ori această interpretare lovește frontal în principiul biblic enunțat în Ieremia 31, în Ezechiel 18, unde ni se spune clar că fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său, ci sufletul care păcătuiește, Ezechiel 18 cu 20, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Și nu este niciun fel de trafic de vinovăție și trafic de culpă. Mai apare o chestiune aici importantă, cred eu, și anume spunea doamna, în întrebarea doamnei Camelia, la maturitate prin scufundare, poate fi la maturitate prin turnarea unui, nu știu, unui da, cantități asistat, de apă micuțe deasupra capului. Am asistat cu ocazie la botezul cuiva matur, bine, n-am fost direct de față, dar am privit respectiva înregistrare, un musulman venind într-o biserică tradițională și a fost muiat, stropit cu apă. Deci acest lucru este practicat, însă botezul, cuvântul în sine de botez, baptizo în greacă, înseamnă imersiune, scufundare. Și interesant este că în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, de exemplu, ni se spune că ucenicii lui Ioan boteza la Salim, aproape de Enon, unde erau ape multe, deci putea scufundat, iar ucenicii lui Iisus botezau și ei, tot în zone unde erau ape adânci, în sensul că era nevoie ca omul să fie scufundat cu totul. Era simbolul
morții, nu îngropării, și a ieșirii, după cum Hristos a murit, spune în Roman 6, și a înviat, tot așa noi, printr-un simbol, dispărem în mormântul apei și înviem în Hristos. Mergem mai departe, am primit tot pe WhatsApp la 0751400300 următoarea întrebare. Vă invit și pe dumneavoastră să folosiți numărul acesta de telefon, trimițindu-ne mesaje pe WhatsApp sau prin SMS la tarif normal. Este adevărat că Trinitatea este dogma principală a ecumenismului? Iată o părere interesantă. Dar cea mai interesantă idee este că ecumenismul nu are dogmă. Ecumenismul are politică, iar politica merge și se îndoaie după cum e necesar. În al doilea rând, Sfânta Treime sau Trinitatea nu este un concept, chiar dacă numele nu se găsește în Biblie, dar realitatea există în nenumărate locuri. Iar cei care se justifică sau caută să justifice opinia lor că Trinitatea este o moștenire, știu eu, catolică, care nu are de face cu Scriptura, vin cu argumentul că în Evanghelia după Matei, capitolul 28, cu versetele 18 la 20, unde spune: mergeți în toată lumea și botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, lipsește din Biblie. Ori acest argument este fake, e fals. Pentru că din cele 40 și ceva de manuscrise care există la ora actuală, dar nu sunt integrale, gândește-te că biserica creștină a trecut prin nenumărate valuri de foc, de prigoană, și primul lucru era să ardă documentele. Și totuși au rămas, am aici un număr exact, 65 de manuscrise, nu 40, 65 de manuscrise, fragmente. Ei bine, nici una din aceste fragmente, există Evanghelia după Matei, dar capitolul 28 nu există. Nu a apărut, pentru că a fost rupt, ele au fost bucăți. Și faptul acesta, numit argumentul tăcerii, justifică ideea cum că la început Hristos n-a spus botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și iată care este răspunsul documentar. Urmașii apostolilor s-au numit părinții apostolici și urmașii părinților apostolici s-au numit părinții bisericești. Am în fața mea, pentru că mi s-a spus de întrebarea aceasta și m-am documentat, o listă semnificativă, și anume, o să vedem câte sunt, manuscrisele acestor părinți apostolici care scriau făcând referire la Matei 28. De exemplu, Didache, se numește Învățătura celor 12 apostoli, sau Didascalia, care e datată între anul 90 după Hristos și 110, deci foarte, foarte recent. Citez în Didache, capitolul 7, despre botez. Aceste lucruri fiind mai întâi zise, botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. E un citat direct. Un altul, Ignațiu de Antiohia, 100. Destul de aproape de când scrie Matei Evanghelie. Matei scrie, s-ar putea spune, prin anul 60 și ceva. Destul 65. De aproape. Sigur că da. Numai că Evanghelia lui a fost scrisă și recopiată și trimisă în multe locuri, în bisericile de centru, cum ar veni, care iraduiau zone întregi. Ignațiu de Antiohia, deci din Antiohia din Antiohia, anul 100, scria: de aceea și Domnul, când i-a trimis pe apostoli să facă ucenici din toate neamurile, le-a poruncit să-i boteze numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Iustin Martirul, o să vezi că sunt atât de mulți, pe primii îi amintesc, după aceea nu mai amintesc. Nu-i nimic. Iustin Martirul, anul 150. Noi adorăm atât pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. În Policarp din Smirna, în martiriul lui Policarp, se scrie în anul 150: te laud, Dumnezeule, te preamăresc pe tine împreună cu veșnicul Fiu Iisus, Fiul tău, și cu Duhul Sfânt. Teofil din Antiohia, 180 după Hristos: în acest fel, cele trei zile ale creațiunii este preînchipuirea Trinității. Clement din Alexandria, 190.
El a dat apostolilor porunca, mergeți pe totindeni, predicați și botezați pe cei ce cred în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Nu mai citesc, amintesc doar pe Tertulian, anul 200, Hipolit din Roma 210, Origene 225, Ciprian din Cartagine 250, Grigorie Traumaturgul 250 și Ignațiu din Antiohia 250. Restul sunt mai recenți. Informațiile acestea pot fi accesibile pe oricând, internet? Oricând, internetul cauți documente și vei găsi. Nu e nicio ispravă, nici un secret din vreo bibliotecă ascunsă. Cu alte cuvinte, acceptarea de către Biserica Adventistă a acestei înțelegeri a Scripturii n-a venit pentru că Biserica la un moment dat a dorit să fie și ea primită printre celelalte biserici creștine, că la început pare că despre Duhul Sfânt Biserica Adventistă n-ar fi crezut că ar fi fost o persoană. Cred că este formulat puțin... cere o clarificare, formularea. Da. Biserica Adventistă a existat odată cu organizarea ei și mai exact cu clarificarea doctrinei. Nimic nu s-a întâmplat odată. A fost o progresie. Iar mișcarea adventă, care a început ca o mișcare multiconfesională, a strâns oameni din toate confesiunile și fiecare a venit cu opinia lui, dar exista o unitate. Unitatea aceasta a condus în anul 1864-65 să se organizeze biserica, dar doctrina încă mai avea nevoie de clarificări. Iată, de exemplu, că principiul reformei sanitare apare după aceea și așa mai departe. Și abia mai târziu, cercetând scripturile și lăsând la o parte prejudecățile, pionerii încet, încet au recunoscut că Trinitatea, chiar dacă a fost însușită de bisericile tradiționale, care într-o măsură au creat o nouă cărare paralelă cu revelația Bibliei, revelația Bibliei susține fundamental această doctrină neînțeleasă de mintea noastră, ceva metarațional, deci dincolo de rațiune, și anume că este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care împreună sunt un Dumnezeu și totuși trei persoane. Sunt multe lucruri pe care mintea noastră nu le poate pricepe. Merg spre Gelu, care ne-a scris pe pagina de Facebook: cine se închină sâmbăta nu mai este sub har, ci s-a întors înapoi la lege. Și atât timp cât ești sub lege, Domnul Hristos nu folosește la nimic. Este o contradicție fără sorți de reconciliere între legea lui Dumnezeu și harul Domnului Hristos? Aș vrea să abordez această întrebare plecând de la citirea două versete. Și aș ruga pe tine să citești Romani, capitolul 3, cu versetul 31. Este ultimul verset care încheie acest capitol. Deci, prin credință desființăm noi legea? Nici de cum, dimpotrivă, noi întărim legea. Foarte interesant. Pentru că credința care apucă mâna harului slujește ca să întărească legea. Al doilea text, Roman 8, dar citim aici doar selectiv versetul 2, paranteze, versetul 3, o paranteză într-un discurs logic. Deci sărim peste 2, cine vrea va vedea că este o paranteză, 2 și 4. În adevăr, legea Domnului de viață în Hristos... Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. De ce? Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Ce se înțelege de aici? Că legea lui Dumnezeu este un set de valori, de norme morale. E un normativ care exprimă voia lui Dumnezeu. Noi, păcătoși, noi nu putem împlini, pentru că suntem deraiați. Noi nu suntem pe șine, nu putem merge pe șine, ci pe arătură. Dar acum este o lucrare minunată prin care Hristos murind ne înfiază și ne dă Duhul cel Sfânt. Iar noul legământ pe care îl citim Evrei 8 cu 8 și cu 9, noul legământ produce tocmai lucrarea Harului în noi, ca o explicație a textului din Roman 8 cu 4, unde spune ca porunca legii să fie împlinită în noi. Ce spune Evrei 8 cu 8? Pentru că este foarte important. Evrei, vă completați, mai eram la Romani. Până găsesc eu, vă rog să completați dumneavoastră. Deci, acolo răspunsul. Spune așa, iată legământul cel nou. Am și găsit. Căci ca o mustrare, 8 cop, da? Da, și cu 9 și... Iată vin zile,
zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Și acum dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel. După acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Stai puțin. Dumnezeu spune că legământul cel nou al Harului nu este scris pe table de piatră, ci este scris în inimile lor. Și ce va pune în inimile lor? Voi spune, voi scrie legile mele și poruncile mele. Și asta spune Dumnezeu. În limba greacă apare aceleași cuvinte ca pentru legea din Vechiul Testament? Categoric. Deci nu vorbim despre alt. Nomos, lege, și entolas e poruncă. Și voi scrie nomos, nomoi, în plural, legile mele, și entolai, care semnează poruncile mele în inimile lor. Deci este foarte clar că Harul lui Dumnezeu n-are ca scop să ne exonereze de responsabilitatea păzirii celor 10 porunci, între care este să nu faci rău apropiului, să cinstești pe Dumnezeu. Cum adică? Harul lui Dumnezeu vine și eu pot să te omor. Nu. Harul lui Dumnezeu îmi dă putere ca să pot trăi legământul cel nou, adică legea lui Dumnezeu să fie trăită în viața mea. Nu, Harul lui Dumnezeu vine ca să primesc iertare, indiferent dacă eu te omor. Numai puțin. Dacă comiți conștient un lucru, batjocorind Harul lui Dumnezeu, deci trecând peste puterea iubirii și a dreptății pe care Dumnezeu ți-o dă, atunci tu ești într-un conflict nu e atât de mare Harul lui Dumnezeu încât să ierte orice? Stai puțin. Știi să mă exonereze de orice faptă? Adică există asta doar pentru călugării care vindeau și vând poate indulgențe. Ei aveau indulgențe pentru păcate trecute, păcate prezente și păcate viitoare. Ori Harul lui Dumnezeu nu ne se dă ca să ni se ierte păcate, ci ca să nu mai păcătuim. Scopul e ca porunca legii din Roman 8:4, porunca legii să fie împlinită în noi, nu să fie călcată beneficiind de sânge gratuit care mă tot iartă. E adevărat că Harul lui Dumnezeu ne iartă, dar Harul are două funcții, iertarea și împuternicirea. Și odată ce el sunt iertat, sunt și împuternicit. Dacă lipsește aceasta a doua funcție a Harului, atunci este Harul ieftin, cum spunea Cheap Grace sau Billy Gegnade, cum spunea Dietrich Bonhoeffer, Harul ieftin. Ori Dumnezeu nu se joacă cu păcatul. Păcatul trebuie să fie eliminat, eradicat din viața mea, prin Har. Inclusiv atunci când vine vorba despre păzirea poruncilor, se include aici și porunca a patra? Sau ea foarte s-a interesant. Împlinit la cruce și nu mai avem nevoie de... Mântuitorul vorbește compact. Citim, de exemplu, 1 Ioan, este Apostolul Ioan care scrie capitolul 5 cu 3, îl spun pe de rost ca să câștigăm timp, căci dragostea de Dumnezeu stă în împlinirea, în păzirea poruncilor lui, dragostea de Dumnezeu, în păzirea poruncilor lui, și poruncile lui nu sunt grele. Pentru cel care îi supar, nu sunt grele. Deci poruncile lui Dumnezeu n-au fost nicăieri abolite. Au fost abolite porunci ceremoniale, civile, care au ținut de vechea dispensațiune a lui Israel. Dar legea morală este o lege veșnică, după cum Dumnezeu este veșnic. Binele e bine, adevărul e bine totdeauna. Inclusiv porunca a patra. Categoric. Mântuitorul chiar spune ucenicilor în Roman, nu, în Matei 24:20, rugați-vă ca foga voastră să nu fie într-o zi, iarna, nici într-o zi de sabat. Dar era evreu. Nu, ucenicii erau apostoli. Ucenicii erau apostoli, iar vis-a-vis de dărâmarea Ierusalimului, nu vorbea despre iudei, vorbea despre biserica creștină. Iar în istoria bisericească, scrisă de arhiereul Calist Botoșăneanul din 1905, scrie, zic așa cum scrie în română veche, la început crescinii serbau diua sambetei, mai târdior duminica, zi de bucurie și așa mai departe. Deci este știut că, de fapt, orice istoric al bisericii știe că la început, în primul secol și jumătate, sabatul a fost indiscutabil ziua de odihnă a poruncii a patra. Ulterior, de la începutul secolului 2 până prin secolul 4-5 chiar, au mers împreună și sabatul, ca zi de
poruncită în cadrul poruncii a patra, dar și ziua întâi ca sărbătoare, fără ca să fie abținere de la muncă, de la lucrări. Ulterior a fost abolit sabatul, probabil prin un act de autoritate împrumutată. O să mai discutăm despre subiectul acesta, pentru că mai sunt întrebări inevitabil. 0751 400 300, numărul de WhatsApp pe care vă invităm să-l folosiți și dumneavoastră. Am mai primit o întrebare pe numărul acesta. Cum poate fi Domnul Iisus exemplu în cadrul familiei, pe de o parte în relația de cuplu, pe de alta ca părinte, când el nu a fost căsătorit și nici nu a avut copii? Foarte interesantă întrebarea. Și întrebarea pleacă din, sau reflectă modul omenesc prin care înțelegem noi lucrurile. Nu putem înțelege ceva ce n-am experimentat. Imaginează-ți că eu nu pot înțelege zborul cu avionul. N-am fost niciodată în avion. Sau nu pot să cunosc modul în care se conduce avionul pentru că n-am licență de zbor. Dar constructorul, creatorul instituției, care el a pus legile acelea, el știe. Dacă Dumnezeu este creatorul familiei și creatorul principiului parenteței, adică a creșterii copiilor, ca și creator, nu ca experimentator. Noi vorbim omenește, experimentator. Dar el ca și creator, el a întocmit legile, el știe, el înțelege pentru că le-a pus el. Cu toate acestea, Domnul Hristos a fost aici pe pământ. Ar fi putut ca să se căsătorească și să dea un exemplu. De ce nu a făcut asta? Lucrarea sa nu era de a da exemple în probleme sociale. Căsătoria este, în fond, o chestiune de relații interumane. Și lucrarea sa viza marea luptă între Hristos și Satana, în care el a venit, pe de o parte, să dea exemplu unei vieți fără păcat, iar pe de altă parte, să moară ca o jertfă fără păcat pentru răscumpărarea lumii. Aici s-a concentrat ca și un laser, toată activitatea și lucrarea Domnului Hristos. Ioana, pe același număr de telefon, 0751 400 300, ne-a scris așa: credincioșii care vor fi pe pământ înainte de revenirea Domnului Iisus vor fi fără păcat? Întrebarea aceasta mi s-a pus în multe ocazii și toate pleacă de la neînțelegerea polisemanticii sau polisemiei cuvântului păcat, hamartia în greacă. Ce este păcatul? Și păcatul ar putea fi denumit din trei puncte de vedere. Păcatul ca un dat pe care l-am preluat prin nașterea noastră în păcat. Deci psalmul 51 de spune: în păcat m-a zămețit mama mea. Deci e clar, eu port virusul acesta, să spunem sindromul Down, cu care m-a născut mama. Poate un copil cu sindromul Down să fie vindecat? E aberația cromozomului 21. Poate fi vindecat? Nu, pentru că toate celulele din firul părului până în unghie, toate sunt aberate, au defectul cromozomului 21. Noi suntem păcătoși în natura noastră și natura aceasta rămâne păcătoasă în sensul că e nedesăvârșită, că am în mine înclinația, în engleză propensity, înclinația spre rău. Deci acest lucru îmi aparține prin naștere și va rămâne cu mine până când îl voi vedea pe Hristos la a doua venire, ca trupul nostru păcătos să fie preschimbat. Atunci va înceta condiția mea de născut în păcat. De aceea, oricât de bun și sfânt ai fi, tot ai nevoie de milă și iertare din cauza naturii mele păcătoase. Să nu crezi că există sfinți care spun: nu mă mai rog și îmi iartă păcatele. Nu. Nimeni nu ajunge la statutul ăsta. Cu cât te apropii de Dumnezeu, e ca atunci când te apropii de lumină, vezi tot mai multe pete și deformități. Cu cât veni mai aproape de El, cu atât te simți mai păcătoși. Din cauza, în primul rând, a naturii mele păcătoase. Ăsta e primul sens al păcatului. Al doilea sens al noțiunii de păcat este păcatul alegerii. Eu sunt tentat și dau curs ispitei. Sau nu dau curs ispitei. În momentul în care mă împotrivesc ispitei, eu nu păcătuiesc. În Iacov, capitolul 1, de la versetul 13 încolo, se spune foarte clar că nimeni să nu zică
Dumnezeu m-a ispitit, ci suntem ispitiți de poftele care sunt în noi înșine. Și ispita, când întâlnește pofta, s-a zămânsit păcatul. M-a zis că păcatul este momentul în care tentația de afară cu pofta mea fac masă. Ei, eu pot să nu păcătuiesc, acesta este al doilea sens, împotrivindu-mă prin alegere. Alegerea bună. Eu aleg să nu merg pe panta ispitei. Și în fiecare zi eu sunt ispitit. Și eu și toată lumea. Și în fiecare zi am ocazia să spun nu. Uneori, să mă ierte Dumnezeu, uit, dar am mila lui Dumnezeu și lecția de a nu mai greși. E vorba de ascultarea șoaptei Duhului și nu păcate ca crima, desfrâul și altele, lupta aceea fină cu tine însuți. Deci, primul aspect este păcătoșenia, al doilea, alegerea păcătoasă și mai este și un al treilea aspect, și anume capacitățile mele deteriorate în urma experienței de mii de ani a ADN-ului, a omului. Eu nu mai am discernământul acela ascuțit pe care l-a avut Adam. Eu nu mai am capacitatea de a înțelege, de a vedea până mai departe. Și atunci, odată uitarea sau neatenția mă face să comit păcat. Iar aceasta vizează tocmai acele aspecte ale degenerescenței naturii umane, care nu se datorează păcătoșeniei, tendințelor, ci a faptului că sunt uzat. Și pe generație ce va trece, ce vor trece, fiecare generație de-a lungul timpului este mai uzată și mai uzată și mai uzată. Mai uzată, însă pe măsură ce noi creștem în Hristos, devenim tot mai ascuțiți, tot mai ascuțiți în a spune nu, în a recunoaște păcatul și a te opune lui. Aici vom fi noi cercetați. Eu nu-s de vină pentru unul, nu-s de vină nici pentru trei, pentru doi voi răspunde. Și atunci va exista cineva înainte de revenirea Domnului Hristos, care va reuși să facă piept cele de-a doua... Da, și trebuie chemat și tu și eu. Și aici este experiența relației personale cu Hristos. Și prin fiecare greșeală noi ne imunizăm. Adică am mai găsit încă un motiv și mai mult cu o experiență care să mă pună în gardă. Dar spuneați că pe măsură ce ne apropiem de Dumnezeu, ne vedem mai păcătoși și mai păcătoși și mai păcătoși. Dar nu din cauza alegerilor. Sau, hai să spunem că e nevoie de o explicație. Da. Mă văd tot mai păcătos prin natura mea păcătoasă. Și doi, pe măsură ce mă apropii de Hristos, văd tot mai multe nuanțe ale ispitei și ale căderilor mele. Și sub aspectul ăsta niciodată nu voi putea, pentru că tot timpul crește microcosmosul, devine din ce în ce mai mare. Și pe măsură ce cunosc mai bine pe Dumnezeu, îmi dau seama de și mai multe slăbiciuni pe care le am. Dar nu atât statutul este luat în considerare, ci tendința, procesul. Și în sensul acesta am spus, da, putem, nu în sensul de a ajunge odată cu aripioare în spate, ci în tendința, în procesul acesta de a urâ păcatul și de a nu te iubi pe tine. A-L iubi pe Dumnezeu mai mult decât pe tine. Dar generația aceasta, când va fi conștientă de un astfel de comportament? Sau a început deja un astfel? Există două etape, să spunem așa, pe care în spiritul profeției este descris prin ploaia timpurie și ploaia târzie. Ploaia timpurie este experiența de acum, prin care noi creștem, să dea Dumnezeu să creștem tot mai mult în asemănarea cu El. Iar ploaia târzie este pecetluirea acestei condiții. Iar cei care au ajuns într-o fază rafinată de luptă împotriva tendințelor din mine și a ispitelor, aceia sunt pecetluiți și din momentul acela sunt protejați de posibilitatea de a mai păcătui. Ei nu mai pot păcătui pentru că caracterul lor a fost fixat. Vor fi și tineri și adolescenți și oameni. Eu cred că experiența creștină depinde de concepția păcătoșeniei și de adâncimea, de profunzimea pocăinței. Vor fi doar dintr-o anumită biserică sau confesiune astfel de oameni? La ora actuală sunt din toate confesiunile și recunosc creștini de cea mai pură valoare în toate confesiunile. Sunt fericit pentru asta. Mântuitorul spunea, mai am și alte oi care nu sunt în staulul acesta. Sunt oi care nu sunt din staul. Staulul este Biblia. Care n-au toată lumina,
dar e o experiență personală cu Hristos. Nu este taulul, nu este biserica, este Biblia? Biblia. Interesant. Da, e biserica oaie și biserica staul. Asta e biserica invizibilă, acea e biserica vizibilă, dar nu e biserica, ci Biblia e cea care dă autoritate bisericii. Bisericii care ține poruncile lui Dumnezeu după Apocalips 14 cu 12 și credința lui Iisus. Și înseamnă că aceia care nu sunt încă în staul, în biserică, oile acelea nu sunt creștine? Ba da, ele aparțin lui Hristos, pot fi și musulmani, atenție, pot fi și canibali. Dar Duhul lui Dumnezeu lucrează tainic în inima lor, chiar fără să cunoască numele lui Iisus. Omul este rezultatul lucrării Duhului în măsura în care acceptă această lucrare. Iar atunci când misionarii au mers în câmpurile păgâne, în lumea treia, oamenii au fost pregătiți și sunt oameni care trăiesc ca niște creștini, ca urmare a primirii lucrării tainice a Duhului Sfânt, fără să aparțină unei denominațiuni. Dar spune că la sfârșitul timpului, deci mai am și alte oi, Ioan 10 cu 16, 10 cu 16, care nu sunt din staul acesta și pe ele trebuie să le aduc aici. Și va fi o turmă și un păstor. Deci, la sfârșitul timpului vor fi doar din biserica credincioasă tuturor cuvintelor lui Dumnezeu. Are un nume această biserică? Acum se numește Biserica Vizibilă, eu zic Biserica Adventistă, dar atunci va fi Biserica Rămășiței, pentru că toți cei care vor veni vor intra în această biserică a celor care țin poruncile lui Dumnezeu, Apocalipsa 14:12 și credința lui Iisus. Nu merge una fără alta, împreună. O să mai revenim cumva la discuția aceasta la un moment dat. Ștefan, pe YouTube ne-a scris așa, a consumat cafea, care este o practică des întâlnită chiar și printre credincioși, contravine vreunui principiu biblic? Știi că am primit întrebarea asta și mi-am scos de pe internet, se numește Caffeine Informer, caffeineinformer.com. Oricine poate găsi. Am aici, erau vreo 20 ceva, dar le-am scos pe cele mai importante, probleme pe care consumul de cafea le produce. Interesant este, le citesc mai întâi și o să vezi mai cum afectează relația mea cu Dumnezeu. Deci, moarte timpurie, punctul 1. Crește tensiunea arterială, crește pentru tineri riscul atacului cardiac. Gută. Femeile pot dezvolta probleme mamare fibrochistice. Incontinență, insomnie, indigestie, dureri de cap dacă se consumă mai mult. Deci la început cafeina ia durerea de cap, dar dacă e mai mult, cuantifică mai mult. Reduce fertilitatea. Pericol, riscul de avort spontan, anxietate, depresie, inhibă producerea de colagen, afectează structura osoasă, mărește presiunea intraoculară și reduce materia cenușie. Și toate acestea au de a face cu trupul nostru, care în 1 Corinteni 3 cu 16-17 spune că e templul Duhului Sfânt. Dacă mintea mea nu mai este acută sau nu mai este acuitate, dacă nu am finețea de a auzi șoapta Duhului Sfânt, voi merge înainte cu oiștea în gard. Este atât de important să avem grijă de trupul nostru, pentru că vorba unui profesor Schulze care spunea, trupul bea și spiritul se îmbat. Vezi că tot ce bag în trup are de-a face cu spiritul meu și cu relația mea cu Dumnezeu implicit. Știți că la un moment dat, atunci când voiai să devii parte din Biserica Adventistă, se spunea și despre, mă rog, făcea o declarație în care spuneai că te vei abține și de la consumul de cafea, printre altele. Între timp, lucrul acesta nu mai este o declarație publică pe care credincioșii o fac. De ce s-a întâmplat? Nu cred că nu mai este o declarație publică. Este o declarație fără conținut. În sensul că mulți spun, da, înțeleg, fără droguri, pentru că în cadrul drogurilor sunt droguri licite și droguri ilicite. Și interesant este, după opinia specialiștilor, a medicilor, unele droguri ilicite, ca de exemplu marijuana sau iarba, sunt mai puțin dăunătoare decât alcoolul și tutunul. E uluitor, sunt droguri licite, dar mai rele decât celălalt. Ei, cafeaua este și ea un drog. Iar drogurile, pe lângă faptul că te distrug,
creează dependență, nu poți să te mai lași. Corpul strigă, simte nevoia să mai primească o doză de cafeină. Și măcar dacă te-ar ajuta, se spune că cafeaua îți sensibilizează, energizează mintea. Asta cu prețul stoarcerii încă a unor rămășiței, ca atunci când un cal obosit mai primește câteva bice. O ia mai repede, dar îl obosesc și mai tare. Cu alte cuvinte, biserica noastră adventistă pe care o reprezentăm și care facem parte cu toată asumarea, nu a scăzut din standarde, spuneți dumneavoastră. Nu, în schimb, oamenii la nivel individual devin tot mai relaxați vis-a-vis de toate aceste prevederi. Iar aici este libertatea omului. Biserica nu are dreptul să impună cuiva. E conștiința liberă, partea mea e să spun care este adevărul, să te îndemn, să arăt care sunt urmările, iar tu vei răspunde pentru tine. Iar atunci când apar, de exemplu, păcate flagrante care afectează unitatea sau disciplina comunității, biserica este chemată să ajute prin măsuri disciplinare. Cum vedeți dumneavoastră următoarea situație, speță? Este extra a ceea ce am trecut eu în ceea ce v-am trimis pentru pregătirea acestei emisiuni, dar mi se pare relevant aici. Merg destul de des la nunți și nunți creștine, adventiste, și sunt neplăcut surprins să văd că, deși ele sunt organizate de către membrii bisericii noastre, se consumă sau au acces nuntașii alături de miri și de familiile lor la băuturi care conțin substanțele despre care ați vorbit dumneavoastră mai devreme. Ce datorie avem noi sau ce le spunem pe o cale atât de publică tuturor credincioșilor, adică, care doresc să meargă alături de Hristos? Există băuturi carbogazoase, să spunem, ca de exemplu cele care conțin cola. Cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola, și alte lucruri. Și implicit cafea, da, care se poate consuma fără niciun fel de problemă, și văd din ce în ce mai mulți care fac asta, fără a mai avea vreo jenă la capitolul acesta. Simțământul meu este că odată cu trecerea timpului pot apare două tendințe de reformă, când lucrurile se clarifică și tot mai puțin consumă sau se renunță tot mai mult, și sunt momente de reformă, de obicei atunci când e criză. Momentele de criză ne pun înaintea lui Dumnezeu, avem nevoie de ajutorul Lui și atunci dăm la o parte rumegușul sau toate câte sunt în plus. Dacă ne e bine. Iar când ne e bine, apare tendința de laxitate, de permisivitate, și e destul de greu pentru un lider, pentru un pastor, nu poți să condamni sau să excluzi. Este membru tău, tu trebuie să lucrezi asupra lui, să-l aduci înapoi, nu să-l dai afară și problema rămâne, doar că n-ai rezolvat-o și nu mai vezi, dar e acolo. Și trebuie să suporți cum Dumnezeu a suportat Israelul cu atâtea și cu atâtea aspecte de apostazie, l-a suportat tocmai ca să recâștige. Partea noastră este să dăm un ton. Mi se cere că atunci când sunt între oameni să spun nu, nu. Și oamenii de fapt știu ce-i bine, ei doar își vor aminti că nu fac bine și Dumnezeu va lucra prin Duhul Sfânt. Dumnezeu iubește pe păcătos ca să recupereze. Amin. Și avem nevoie de legătura asta constantă cu Dumnezeu, pentru că El să ne lumineze și absolut, să ne îndrepte pașii prin rugăciune, nu-i așa? Așa ținem noi legătura cu Dumnezeu. Noi avem aici o rubrică la Taine din Scripturi ce se numește Rugă pentru tine și este momentul ei. Doamna Maria ne-a scris pe YouTube așa: rugați-vă pentru băiatul meu care este dependent de jocuri de noroc, ajungând până acolo încât e de nerecunoscut. Duhul Sfânt să lucreze la inima lui și mie să îmi dea putere pentru a-l ierta și a-i fi cu adevărat un sprijin. Noi ne vom ridica pe picioare și împreună cu pastorul Jean Cristescu ne vom ruga și dumneavoastră vă invit să aveți o atitudine potrivită pentru momentul acesta al rugăciunii. Părinte bun, îți mulțumim că Tu iubești pe toți cei care strigă la Tine, mijlocind pentru suflete pierdute. Îți mulțumim că Tu iubești pe această mamă, iubești fiul ei, și sunt atâția alți părinți care au și ei probleme cu copiilor. În numele Domnului Hristos, Te rugăm să-Ți întinzi mâna Ta cea bună peste băiatul acesta, să-și vină în fire, să-și dea seama că merge pe panta, pe toboganul nimicirii,
și prin puterea Duhului Sfânt ajută-l să dorească să iasă din groapă, să se prindă de brațul tău, iar tu să-l salvezi. Același lucru te rugăm pentru toți copiii familiilor care plâng și strigă la tine. Ajută, Doamne, ca prin modelul dragostei, prin necurmata rugăciune de mijlocire, tu să fii liber să intervii, iar dragostea părintească să le aducă alifia de care au nevoie ca să se întoarcă la tine. În brațul tău ne predăm pe noi și pe aceștia și îți mulțumim că tu asculți rugăciunile în numele Domnului Hristos. Amin. Amin. Uimiți să luăm loc. Vă mulțumim din toată inima pentru faptul că ne scrieți, aveți încredere în noi, ne spuneți intimități în lupta aceasta pe care o aveți cu diferite ispite și Dumnezeu să vă ajute, să vă dea putere să mergeți mai departe în numele Domnului Hristos, cerând tot ceea ce avem nevoie pentru a face față celui rău. De asemenea, vă încurajăm să vă rugați pentru noi, avem nevoie de rugăciunile dumneavoastră, amin, noi toți cei de aici, de la Speranța TV și nu numai. Domnule pastor, o întrebare înainte de momentul de exercițiul de sinceritate. Domnul Ionel ne întreba așa pe Facebook, Ilie Ionel, dacă Dumnezeu este dragoste, de ce citim în Scripturi despre atât de multe atrocități pornite chiar de El? Ceea ce trebuie să știm e că Biblia nu este o carte ideală pe care o scrie Dumnezeu, ci este istoria unui popor cu o reflectare neretușată a condiției omului. Dacă există violență, pe de-o parte, este răutatea omului, iar Biblia este foarte consecventă în a prezenta realitatea care să ne impresioneze. În al doilea rând, la ceea ce se referea, cred că domnul Ilie, este programul lui Dumnezeu de asanare a celor civilizații care amenințau societatea umană sau speța umană. Este vorba de, probabil, cucerirea Canaanului de către Iosua și apoi de către judecători. Ce pot spune? Când vezi o operație chirurgicală, de exemplu, amputarea unui picior, e o violență pe tine care te uiți, te impresionează, îți vine să, știu, să ți se părăsească puterile. Violența aceasta e doar în percepția noastră în cazul amputării. Pentru că dacă piciorul trebuie amputat, este pentru sănătatea și păstrarea sănătății trupești a bolnavului. Mai încă un lucru. Dumnezeu atunci când decide încheierea vieții cuiva, o poate face subit, prin Sodoma și Gomorra, printr-un foc din cer sau prin potop, o poate face lent și invizibil, printr-o moarte, zicem moartea de obște, obștescul sfârșit, sau prin intervenția unor mijloace. Iar atunci când o face prin oameni, o face ca oamenii aceia să învețe cât de ticălos e păcatul. Pentru că confruntarea cu uciderea cuiva e ceva care te cutremură. Dacă se doresc mai multe clarificări, pe YouTube, în cadrul ciclului Biblia sub asediu, este un clip de vreo 9 minute care vorbește, se numește Violența în Biblie. Și acolo se explică mai pe larg de ce a trebuit poporul cananit să piară. Este ceva, o istorie înfricoșătoare, noi n-avem cunoștințe, de aceea ne mirăm. Dar aceștia au fost cât se poate de păcătoși, dincolo de linia roșie. Pe canalul de YouTube Hope Discovery. Hope Discovery, dar de fapt dacă intri pe YouTube și scrii doar violența în Biblie sau Biblia sub asediu, găsești cele 16 teme care tratează tocmai întrebări care te frământă. Mulțumesc frumos. Mergem spre exercițiul de sinceritate. Vă rog să alegeți unul dintre cele trei cufere. Primul se numește trei. Sunt puse în ordinea inversă. Haideți să vedem ce a ascuns acest cufăr. Și întrebarea sună așa. Având în vedere cunoștințele biblice pe care le dețineți, ar fi posibil ca Domnul Iisus să revină în următoarele 48 de ore? Da și nu.
Da, prin mica escatologie, prin moartea mea, în 48 de ore, iar următorul moment după moarte, pentru mine să fie întâlnirea cu Hristos. Deci în mica escatologie, Hristos poate veni oricând. Din punct de vedere al marii escatologii, a sfârșitului istoriei lumii, nu se poate, pentru că există câteva lucruri borne ale viitorului care încă așteaptă să fie. Puteți numi una, două dintre ele, este pe final de... Una dintre ele, legea duminicală, care încă n-a fost dată. Vă mulțumesc mult de tot pentru că mi-ați fost partener de discuție în ocazia aceasta, în ediția aceasta specială. Dumnezeu să o binecuvânteze. A fost alături de mine pastorul Lucian Cristescu. Mulțumesc echipei tehnice, vă mulțumesc dumneavoastră, dar mai ales lui Dumnezeu pentru felul în care conduce tot ceea ce se întâmplă aici la noi, la Taine din Scripturi. Nu uitați să ne scrieți pe WhatsApp la 0751 400 300 întrebările sau motivele pentru care ați dori să ne rugăm și de asemenea, dacă doriți să studiem mai multe din Sfânta Scriptură împreună. Am să rezum dezbaterea de față, care a fost una specială, așa cum va fi și următoarea ediție, citind Proverbe 16 cu 20. Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea și cine se încrede în Domnul, este fericit. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă ediție Taine din Scripturi, vă readuc aminte că bătălia pentru Biblie s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casele dumneavoastră. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să rămână peste noi toți.